Acum îl rugăm pe fratele Jerry Leslie, care ne va servi la această masă rotundă. La fel avem pe fratele Daniel Monet, fratele Andrei Laibida și fratele Prabaharan din India și fratele Jerry Camoni, moderator. Ne va servi, te rugăm, frate Jerry. Da, înainte de a începe, aș vrea să întreb pe frați, fratele Andrei Laibida și ceilalți frați, toți să le auzi, să aud bine microfoanele, bine. Să ne asigurăm că avem conectarea bună. Da, îl văd fratele Dan și fratele Laibida, ești aici? First of all, Jerry. Yes. Okay, thank you. And brother Dan, do I have a microphone test, please? Frate Dan, putem să auzim? Salutări fraților, sunt și eu aici. Și fratele Prabhakaran. Bună dimineața, frate Jerry, salutări, se aude și bine. Da, vă văd pe toți și aveți microfoane bune. Dragi frați, este o mare binecuvântare să fim împreună, să discutăm această temă interesantă. Astăzi îi avem pe frații Andrei Laibida, fratele Dan Monet și fratele Prabhakaran, pentru a discuta despre versetul care este tema convenției, 2 Petru 1 cu 10. Vom citi. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea, să vă străduiți să vă faceți chemarea și alegerea sigură. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Avem scripturi care ne spun unele lucruri despre roadele Spiritului, cum ar fi Galateni 5 cu 22 la 25, avem în Efeseni 5 cu 8 la 10. Aceste roade sunt credința, virtutea, cunoștința, stăpânirea de sine, răbdarea, evlavia, iubirea frățească, dragostea, bucuria, pacea, îndurarea răbdătoare, blândețea, bunătatea, smerenia, dreptatea, adevărul și făgăduințele scumpe și altele. Dar versetul nostru din 2 Petru 1 cu 10 spune: dacă faceți aceste lucruri. Așadar, sarcina noastră de astăzi este de a discuta despre felurile sau modalitățile practice de cultivare a roadelor și harurilor Spiritului. Așa că nu vom încerca să definim fiecare, ce înseamnă fiecare rod, ci mai degrabă să vedem în ce fel le putem dezvolta și folosi. Vom sugera patru aspecte ale vieții sau domenii pentru a analiza moduri practice cum le, de practicare acestor roade ale Spiritului. Deci vom discuta cum le aplicăm în viața personală, în primul rând, al doilea, în familia noastră, trei, în adunare și în lume, a patrulea. Vom cere fiecăruia dintre frați să împărtășească câteva gânduri despre primul aspect al vieții personale. După ce vom discuta acest punct, vom trece la aspectul familiei și așa vom trece prin toate cele patru aspecte, fiecare frate pe rând. Așa,
dar vreau să-l rog mai întâi pe fratele Andrei să înceapă prin a ne împărtăși gândurile sale despre roadele Spiritului în viața noastră personală. Frate Andrei, te rog. Mă bucur că răspunsurile noastre în comun la întrebările puse vor putea acoperi cât mai larg toate aspectele vieții noastre creștine. A fost o mare binecuvântare pentru mine să meditez asupra acestui subiect și cred că va fi o binecuvântare și pentru voi. Un creștin ar trebui să fie creștin peste tot, nu doar în adunare. Cine, dacă nu noi înșine știm cel mai bine cine suntem cu adevărat? Numai noi și Domnul știm ce se întâmplă în inimile noastre. Cultivarea roadelor Spiritului este o luptă împotriva dorințelor și aspirațiilor cărnii. Și în această luptă nu ne putem descurca fără ajutorul Domnului. Prin urmare, în dorința noastră de a ne schimba caracterul, trebuie să-i cerem ajutorul, amintindu-ne că suntem creația lui Dumnezeu. Trebuie să mergem la El cu victoriile și înfrângerile noastre, cu reușitele și greșelile noastre. De aceea, primul sfat este să ne întoarcem la Domnul în rugăciune pentru orice și să nu ascundem nimic, chiar dacă știm că El știe deja totul. Deoarece dezvoltarea noastră este cel mai important lucru, ar trebui să ne analizăm în mod constant gândurile și faptele, ca să vedem de ce spirit suntem conduși. Acest lucru ne va ajuta să ne păstrăm conștiința curată în fața lui Dumnezeu, căci atunci când ne vom vedea greșelile, vom cere iertare și ajutor. Dacă simțiți că ați făcut o greșeală, nu o lăsați pe mâine, ci încercați să o rezolvați imediat, pentru că mâine vor mai fi și alte greșeli și se pot acumula. Și fiind prea multe, și Domnul va trebui să intervină pentru a ne ajuta. La fel cum într-un copac nu poate crește decât un singur fruct, tot așa și în viață, dacă cultivăm un rod al Spiritului, le dezvoltăm și pe toate celelalte în același timp. Doar trebuie să permitem ca Spiritul Domnului să se manifeste în toate lucrurile. Este foarte util să reflectăm asupra vieții și faptelor persoanelor descrise în Biblie. Aici vedem nu numai conduita lor, ci și cum ea a fost acceptată de Dumnezeu. Aici putem învăța din greșelile altora, încercând să nu le repetăm, ci să facem ceea ce îi place lui Dumnezeu. Biblia este un manual viu pentru dezvoltarea caracterului nostru. Este un manual suficient pentru toate experiențele vieții. Un punct foarte important sunt hotărârile noastre personale în fața Domnului pentru cultivarea anumitor trăsături de caracter. Haideți să citim un fragment din Cântări în noapte din 16 iulie. Oricine n-a văzut necesar să ia hotărâri, să-și ia angajamente față de Domnul, n-a recunoscut primul principiu al dezvoltării creștine. Cel care află din atacul inamicului, unde zidul său este cel mai slab,
și care apoi repară locurile slabe de îndată ce le-a constatat, face aceasta printr-o hotărâre față de Domn, prin jurământ. Cel care n-a descoperit nicio slăbiciune în caracterul său este orb și nu vede departe. Cel care n-a încercat să-și corecteze slăbiciunile prin hotărâri față de Domn, prin angajamente făcute Domnului, n-a început acea dezvoltare a caracterului care trebuie completată înainte de a putea fi declarat învingător. Cuvinte foarte adevărate. Copiii noștri sunt sfinți în ochii Domnului, datorită credinței și legământului nostru. Ei sunt sfinți și datorită eforturilor noastre de a-i crește ca atare și a rugăciunilor noastre ca Domnul să fie cu ei. Nu știm dacă vor rămâne așa, dar încredințarea vieții lor în mâinile Domnului poate fi cea mai bună investiție pe care o putem face în viața lor. Cine mai bine decât Domnul poate să aibă grijă de ei? Aceasta a fost răspunsul meu la prima punct. Mulțumim, frate Andrei. Ne-ai amintit că noi toți trebuie să luptăm și avem de luptat cu carnea noastră, trupul nostru. Avem nevoie de necesitatea, de nespus despre necesitatea rugăciunii, despre păstrarea conștiinței noastre curate și luarea deciziilor, care este foarte importantă. Frate Dan, ce ai spune tu cu privire la această aplicare personală? Aplicarea roadelor în viața noastră. Mulțumesc, frate Jerry, și salutări, dragi frați, fiindcă este o binecuvântare mare să pot fi aici în fața voastră și să am acest privilegiu și a putea medita asupra acestui subiect, mă bucur mult. Fraților, scopul nostru de astăzi este de a da exemple practice despre cum să dezvoltăm și să îmbunătățim roadele Spiritului Sfânt. Adică, odată ce știm care sunt aceste roade și că trebuie să le dezvoltăm, pentru ca chemarea și alegerea noastră să fie sigure. Urmează întrebarea cum, cum să le dezvoltăm și care sunt câteva exemple practice. Și în timp ce mă străduiam să găsesc exemple practice, mi-a venit în minte o istorioară indiană. Iată despre ce e vorba. Un bătrân îi povestește nepotului său despre o luptă care se duce în interiorul său și spune că este între doi lupi. Unul este rău, plin de furie, invidie, tristețe, regret, lăcomie, aroganță, autocompătimire, vinovăție, resentimente, inferioritate, minciună, mândrie, superioritate și ego. Iar celălalt este bun. Bucurie, pace, iubire, speranță, seninătate, umilință, bunătate, bunăvoință, empatie, generozitate, adevăr, compasiune și credință. Nepotul s-a gândit puțin la asta și apoi l-a întrebat pe bunicul său care dintre lupi va câștiga. Iar bătrânul a răspuns simplu, cel pe care îl hrănesc. Fraților, îi recunoaștem pe acești doi lupi pentru că sunt în noi. Acesta este războiul civil dintre vechea și noua creatură. Și cunoaștem rezultatul. Știm care lup câștigă. Este cel pe care îl hrănim. Noua creatură crește doar pe cheltuiala celei vechi. Deci, cum vom hrăni lupul cel bun și vom crește noua creatură, alcătuită din bucurie, smerenie, bunătate, bunăvoință, compasiune, credință, etc. Începând cu viața noastră personală. Să discutăm despre câteva exemple practice despre cum ne-am putea dezvolta și îmbunătăți.
Începem cu credința, pentru că este foarte important. Este fundamentul caracterului creștin și fără ea nu putem fi plăcuți lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Dacă ne hrănim cu această hrană și o digerăm, meditând asupra ei și făcând-o a noastră, vom avea o credință puternică. Și pe această temelie putem crește celelalte roade care alcătuiesc caracterul nostru creștin. Dacă vom continua să hrăim lupul cel bun, premiul va fi al nostru și nu vom da greș niciodată. Așadar, vom discuta câteva exemple practice despre cum ne-am dezvoltat și îmbunătățit. Și vom începe cu credința. Fără ea, nu putem fi plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6. Cum ne hrănim sau creștem credința? De vreme ce ea vine prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Așadar, Romani 10:17. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Trebuie să auzim, să studiem și să ne gândim la El, să-L credem și să-L iubim. Acest lucru va necesita cumpătare, stăpânire de sine, disciplină. Pentru a cultiva rutine și obiceiuri de studiu, pentru a ne hrăni credința, am auzit un gând despre obiceiuri. Este nevoie de 30 de zile pentru a forma un obicei. Indiferent dacă este adevărat sau nu, vom reuși prin puterea Domnului să ne formăm obiceiuri și rutine de studiu dacă vom investi timp și efort. Dar fiecare va trebui să găsească ceea ce funcționează pentru el. Iată ce funcționează pentru mine. Sunt o persoană matinală, așa că mintea mea este mai alertă și mai capabilă să studieze dimineața, când totul este liniștit. Și pentru rutina mea de dimineață, mi-am luat exemplu hotărârii de dimineață de a avea primul meu gând de trezire la Domn. Când mă trezesc, îi spun soției mele că o iubesc, în timp ce mă îndrept spre baie, spun: te iubesc, dragă tată, te iubesc, dragă Iisus. Îți mulțumesc pentru odihna de peste noapte și pentru această nouă zi. Ajută-mă să fiu credincios, ajută-mă să învăț lecțiile pe care le ai pentru mine astăzi. Și după rugăciunile mele de dimineață, îmi încep studiul. Am aranjat să fac un studiu în subsol, căci acolo pot să-mi concentrez atenția asupra Domnului și asupra studiilor personale. După studiul meu de dimineață, în fiecare zi, credința mea este reînnoită de prețioasele promisiuni din acea dimineață și așezate înaintea minții mele. Sunt mai pregătit să fac față experiențelor zilei și să lupt lupta cea bună a credinței, aplicând principiile adevărului, neprihănirii la aceste experiențe ale vieții. Ne vom opri aici. Thank you, Brother Dan. Mulțumesc, frate Dan. Ne-ai mintit despre puncte foarte importante și aplicare. Roadelor Spiritului. Ne-ai spus despre hrănirea noii creații. Și ne-ai spus despre importanța auzirii cuvântului. Importante, aspecte importante privind obiceiurile, de a avea obiceiuri sănătoase. Mulțumim, frate Dan. Acum, fratele Prabhakaran, ce ne spune tu despre aceste moduri practice de a dezvolta roadele? Te rugăm. Turn your microphone on, please.
Thank you. Thank you, Brother Jerry. Mulțumesc, frate Jerry. Vă aduc iubirea și salutările de aici din India. Fraților, este foarte bine să ne concentrăm atenția asupra modalităților practice de cultivare a roadelor spiritului, pentru că punem mai mult accent pe anumite lucruri și putem înțelege că trebuie să facem anumite lucruri importante sau să depunem mari eforturi dacă vrem să atingem dezvoltarea caracterului în asemănarea Domnului nostru drag. De asemenea, ne dăm seama că viața noastră consacrată nu înseamnă doar ceea ce ascultăm sau credem, ci și ceea ce facem. Există un punct frumos în reprintul 4911. Citim: nu este de ajuns să cunoaștem adevărul sau să ne mulțumim să-l respectăm în dreptate. Trebuie să ne asigurăm că adevărul produce efectul legitim și prevăzut asupra caracterului. Acestea fiind spuse, ce lucruri trebuie să facem în viața noastră personală pentru a cultiva roadele și harurile spiritului? Aș spune că, în primul rând, trebuie să ducem o viață de rugăciune. Rugăciunea trebuie să fie pe primul loc în viața noastră personală. Rugăciunea este respirația noii creații. Nu putem spera să creștem în caracter decât cu ajutorul divin și, prin urmare, o viață de rugăciune este vitală pentru dezvoltarea caracterului nostru. Trebuie să ne rugăm pentru toate. Trebuie să ne rugăm pentru puterea de a învinge carne, pentru înțelepciunea de a ști cum să lucrăm cu noi înșine, pentru tărie de caracter și pentru dezvoltarea roadelor și a harului Spiritului Sfânt. Trebuie să ne rugăm pentru hrana spirituală, pentru har și înțelepciune, pentru a ne feri de păcat și astfel să ne păstrăm hainele nepătate de lume și să ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu. Trebuie să cerem înțelepciune pentru a înțelege cuvântul Său și pentru a aprecia spiritul adevărului. Cităm: o mare binecuvântare vine din rugăciune. Dacă rugăciunea este neglijată, apare o anumită neclaritate. Dar dacă noua creatură continuă a veni la Domnul în rugăciune, El folosește facultățile superioare ale minții. El scoate la iveală cele mai înalte calități, care vor fi pentru dreptate și adevăr și vor contribui la creșterea noii creaturi. Iar noua creatură, folosindu-se de facultățile superioare ale creierului, face progrese în dezvoltarea caracterului și în slujirea Domnului. Un alt lucru este să studiem și să cercetăm în mod regulat. Citim în Ioan 17:17 că adevărul este cel care ne sfințește. Așadar, studierea cuvântului adevărului și dobândirea cunoștinței despre Dumnezeu și planul Său este un efort important din partea noastră pentru a crește în asemănare de caracter. Citim în 2 Timotei 2:15: caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Deci, să utilizăm, să studiem doctrina pentru a ne proteja pe noi înșine și pe alții de erori și de spiritul lumesc și să ne îndepărtăm de toate întrebările nebune și nefolositoare și de conversațiile nesfinte. Trebuie să ne familiarizăm cu adevărul, pentru a fi într-adevăr o epistolă vie, cunoscută și citită de toți oamenii. Un alt aspect este studierea inimilor noastre, studierea conduitei noastre, pentru a vedea dacă ne străduim zilnic să ne ținem departe de orice formă de păcat. Trebuie să ne identificăm punctele noastre slabe și să învățăm cum să le controlăm, ca să ne cunoaștem talentele cu care putem servi și a fi mai folositori în serviciul Domnului, a adevărului și al fraților. Al treilea punct este răscumpărarea timpului.
Citim în Coloseni 4:5. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. Răscumpărați vremea. Ca și consacrați la sfârșitul acestui veac evanghelic, trăim într-o lume plină de spiritul egoismului, a cărui tendință este de a folosi energia, influența, timpul în lucruri păcătoase, nechipzuite sau neprofitabile în comparație cu interesele mai importante și mai apropiate inimii noastre. Așadar, dacă vrem să creștem în har, petrecând mai mult timp în rugăciune, studiu și cercetare, serviciu, etc., atunci trebuie să răscumpărăm clipe și ore din cele lumești. Frivolitățile sociale și diversele dispozitive care ne răpesc timp, astfel încât să avem suficient timp pentru a permite minții noastre să se concentreze asupra lucrurilor spirituale. Citim. Toți cei care aspiră la moștenirea sfinților să se asigure că în ei este format caracterul lui Hristos, că principiile atât de remarcabile în caracterul lui Hristos sunt fixate în ei. Să veghem fiecare dintre noi, să nu ne împiedicăm dezvoltarea acestui caracter prin faptul că folosim timpul, vitalitatea, mijloacele, etc. pentru urmărirea lucrurilor acestor lumi. Un alt lucru este luarea hotărârilor și angajamentelor, cum spunea fratele Andrei. Acestea și alte obiceiuri bune pot fi practicate doar dacă avem o puternică determinare și o minte hotărâtă. Așadar, luarea angajamentelor și hotărârea de a le duce la îndeplinire ne vor ajuta să vedem rezultate fructuoase în dezvoltarea caracterului. Eclesiastul 5:4. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești. Iar reprintul 4.348, oricine n-a văzut necesar să ia hotărâri, să-și ia angajamente față de Domnul, n-a recunoscut primul principiu al dezvoltării creștine. Cel care află din atacul inamicului unde este zidul său cel mai slab și care apoi repară locurile slabe, de îndată ce le-a constatat, face aceasta printr-o hotărâre față de Domnul, prin jurământ. Cel care n-a descoperit nicio slăbiciune în caracterul său este orb și nu vede departe. Cel care n-a încercat să-și corecteze slăbiciunile prin hotărâri față de Domnul, prin angajamente, n-a început acea dezvoltare care trebuie completată pentru a fi declarat învingător. Mulțumesc, frate, ne-ai spus despre rugăciune că este respirația noii creații. Ne-ai spus despre să ne păstrăm aproape, să ne ținem aproape de Cuvântul lui Dumnezeu, să studiem în mod regulat și să am apreciat acest punct, că adevărul ne sfințește și acestea sunt necesare pentru studiu și pregătirea noastră, să răscumpărăm timpul, pentru că viețile noastre sunt scurte, viața noastră este scurtă. Și e foarte important să luăm decizii și decizii bune. Deci multe gânduri și puncte ne vin cum putem să dezvoltăm roadele Spiritului. Aș vrea să merg acum la al doilea aspect sau domeniu spre dezvoltarea roadelor în familia noastră. Acum vom începe fratele Dan să ne spună gândurile sale despre aplicarea roadelor în familie. Te rog, frate Dan. What are some practical ways of cultivating and improving the fruits? Care sunt aceste modalități practice pentru a dezvolta acest spirit în mijlocul familiei? În primul rând,
Vom spune că locuințele noastre ar trebui să fie un loc în care să domnească Spiritul Domnului. Un loc cald și sănătos, care să fie primitor pentru oricine ar intra. Un loc al ospitalității calde și al cuvintelor amabile. Aceasta nu va fi doar o mărturie pentru alții, ci prin practicarea zilnică a acestor roade ale Spiritului, le vom cultiva și perfecționa. În continuare, să ne gândim la familia din casă, în spatele ușilor închise, pentru că aici se manifestă adevăratul nostru caracter, făcând din aceste relații de familie terenul fertil pentru creșterea și dezvoltarea tuturor roadelor și harurilor Spiritului Sfânt, mai ales iubirea, smerenia, blândețea, bunătatea și răbdarea. În acest scop, Domnul ne-a oferit instrucțiuni clare din belșug cu privire la modul în care trebuie să trăim în mod corespunzător. În aceste relații apropiate, ca mame, tați, copii și copii, ca soți și soții. Să citim un set de astfel de instrucțiuni în legătură cu soțiile și soții, care se găsește în Efeseni 5:22. Aici apostolul Pavel spune: nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El, Mântuitorul trupului nostru. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Iar bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Această unire dintre bărbat și femeie a fost aranjată de Domnul pentru a ilustra unirea și frumoasa relație dintre Isus și biserica sa. Deci, în armonie cu această ilustrație, apostolul îi încurajează pe soț să-și iubească soții, iar pe soții să-și iubească și să-și respecte soții ca pe capul lor. Soțiile trebuiau să se supună de bunăvoie soțului lor, în toate lucrurile curate și nobile, de bunăvoie ca ajutor al lui. Pentru a se supune cuiva este nevoie de umilință. Bărbatul sau femeia naturală dorește să preia rolul principal, să fie ascultat și urmat. Așadar, pentru a fi o soție și un tovarăș de ajutor, va fi nevoie de dezvoltarea și exercitarea smereniei, care se dezvoltă în timp, pe măsură ce soția este capabilă să cedeze în fața opiniei soțului ei cu un spirit blând și liniștit, chiar și atunci când opinia ei ar putea fi mai bună. Cu toate acestea, o soție bună, care are un soț potrivit, va fi inspirată de dragoste și încredere, care vor fi cultivate cu răbdare de-a lungul timpului prin luptele, încercările și experiențele lor de viața zilnică împreună. În timp ce copiază frumoasa relație dintre Isus și biserica sa. That calls to mind the husband's... Soților, iubiți-vă soțiile. Acesta este sfatul apostolului care amintește de legământul soțului de a-și prețui soția. Exemplul nostru în acest sens este Isus, care cu o grijă tandră și-a iubit soția, biserica. O hrănește cu răbdare, cu dragoste, cu toate imperfecțiunile ei, ajutându-o să crească, sacrificându-și totul, viața pentru ea. Acesta este exemplul soțului în căsătorie. Soții trebuie să crească, să cultive acest tip de dragoste, care este dispus să-și dea viața pentru soțiile lor. Nefiind perfecți ca Isus, ei trebuie să-și învingă tendințele naturale egoiste și să se gândească mai întâi la nevoile ei și să-i ofere nu numai hrană, îmbrăcăminte și adăpost, ci să hrănească și inima și afecțiunea soției sale, ținând cont de interesele ei mentale, morale și spirituale. Să se asigure că are timp pentru acestea, în special pentru părtășia spirituală și studierea adevărului, dacă soția lui este consacrată Domnului.
Și deși prin dispoziție divină soțul, bărbatul este capul familiei, ca soț va crește în smerenia care aparține spiritul iubirii, amintindu-și că Eva a avut cealaltă jumătate a calităților despărțite de Adam în grădină. Văzând aceste calități admirabile pe care Dumnezeu le-a dat femeii și recunoscând propria lipsă, soțul va căuta cu umilință și va prețui opinia soției sale, dorind ajutorul ei, cooperarea, opiniile, simpatia, dragostea și le va aprecia foarte mult. Iubindu-și soția, așa cum Iisus își iubește mireasa, soțul va prețui valoarea și ideile ei ca ajutor și, urmând exemplul lui Hristos, va cultiva rodul foarte important al smereniei, învingând mândria că ideile sale sunt întotdeauna corecte sau cele mai bune. Apoi, dacă ne aflăm într-o poziție de autoritate, ca părinți sau bunici, avem ocazia să creștem și să ne dezvoltăm în evlavie sau în calități asemănătoare lui Dumnezeu, urmând exemplul său. În calitate de conducător al întregului univers, Dumnezeu nu este un tiran, nu este arogant sau dominator, nu este opresiv. Ca oamenii cu putere, El este binevoitor și bun, asigurând necesitățile vieții, învățătura potrivită, răsplăți și pedepse, pentru a dezvolta caracterul potrivit, necesar pentru a avea viață. Dumnezeu este foarte răbdător, având îndurare răbdătoare și este plin de îndurare în realizarea planului său de binecuvântare a tuturor copiilor săi. După cum putem vedea prin așteptarea sa răbdătoare din ultimii 6.000 de ani. Dacă urmăm acest model divin, ne vom dezvolta în roadele evlaviei, adică o bunătate și o bunăvoință generală, milă și răbdare. Fraților, bunătatea începe acasă. Aceasta este un principiu scriptural pe care îl citim în 1 Timotei 5.8, unde apostolul spune: dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Apostolul ne spune aici, mai ales soțului, că familia noastră trebuie să fie prima noastră sarcină sau responsabilitate. Acesta este un privilegiu și o responsabilitate minunată. Procurarea hranei, hainelor, adăpostului, instruirea iubitoare, fiind amabil și răbdător în corectarea copiilor noștri atunci când este necesar, care va fi de multe ori și cel mai important, să învățăm despre Dumnezeul nostru iubitor și despre planul său. Dacă ne vom exercita autoritatea după modelul divin, nu numai că locuințele noastre vor fi un loc în care domnește Spiritul Domnului, dar vom dezvolta roadele evlaviei împreună cu răbdarea, îndelunga răbdare, stăpânirea de sine, mila, bunătatea, blândețea și dragostea. Vom face un loc cald și sănătos pentru copiii noștri să crească și să fie pregătiți pentru viață. Mi-ai amintit că căminul nostru trebuie să fie ceva călduros și plin de ospitalitate pentru cei care vin și pentru noi. De asemenea, roadele iubirii, gentileții, multe. Avem mult loc, avem mult teren de a dezvolta aceste roadele Spiritului în familia noastră. Ne-ai spus despre a fi supuși unii altora și ne respecta în familie. Și în special umilința. Am remarcat cuvintele tale despre a hrăni,
a nutri și ne amintim cum Hristos are grijă de biserică și cum noi să ne hrănim, să ne nutrim unii pe alții. E foarte important rolul acestei gentileți. Să avem grijă nu numai de lucrurile pământești, ci și de cele spirituale. Îți mulțumim foarte mult. Acum dorim să-l rugăm fratele Prabhakaran să ne spună și gândurile lui. Cum vezi tu, frate, aplicarea roadelor în familie? Mulțumim. When it comes to family and the means by which we can grow in the graces of spirit, to my mind first comes the fulfilling the duties of a new creature in family relations. Când vine vorba despre acest subiect, mintea mea se gândește la responsabilitățile și datoriile într-o familie. It is a great challenge in our days where we în zilele noastre, în care vedem bărbați și femei vorbind și acordând mai multă importanță egalității de gen și feminismului, este o mare provocare să ne supunem ordinii divine în familie, în special între soț și soție. Cu siguranță că vor apărea lupte între soți, pentru că toți suntem diferiți unii de alții prin temperamente și alte calități. Dar înțelegând că această uniune dintre bărbați și femeie este o ilustrare a uniunii dintre Hristos, ar trebui să ne străduim și să ne ridicăm la înălțimea ei. În volumul 6 la obligațiile maritale, pagina 495 citim, 495. Noua creație ar trebui să prețuiască mult mai mult căsătoria tipică, pământească și responsabilitățile ei, datorită aprecierii uniunii antitipice dintre Hristos și Biserica sa. Dacă în această căsătorie se va ivi vreo dificultate, trebuie să credem că aceasta va fi condusă spre binele nostru, pentru dezvoltarea caracterului creștin. Volumul 6, pagina 507. Ei nu ar trebui să fie surprinși să fie chemați să îndure multe pentru cauza adevărului și astfel să dovedească Domnului credincioșia lor față de El și față de cuvântul Său. Disponibilitatea lor de a îndura toate încercările de foc pe care El le consideră că sunt necesare, să le avem pentru dezvoltarea harurilor spiritului. Apoi urmează să fim credincioși în îndeplinirea obligațiilor pământești. Fiecare părinte are parte de mari binecuvântări sub forma unor ocazii de a crește în harurile Spiritului, atunci când încearcă cu sinceritate să-și îndeplinească îndatoririle părintești de a-și crește copiii în caracter și evlavie. Cităm din volumul 6, pagina 528. Mai mult, astfel de părinți pierd o mare binecuvântare în propriile lor experiențe, căci fără îndoială este adevărat că părintele care își va educa copilul în mod corect, în lipsă de egoism, în iubire, ascultare, respect față de Dumnezeu, ajutorare față de semenii săi, etc., etc., va avea experiențe valoroase pentru sine. Crescând în har, crescând în cunoștință și crescând în iubire, în timp ce se va strădui să învețe pe copilul său aceste principii. El va învăța și aceea că copilul va aștepta să-l vadă ilustrând în conduita sa zilnică și în relația sa cu Dumnezeu, cu membrii familiei sale și cu semenii săi, principiile pe care El caută să le insufle altora. Aceasta îl va face cu atât mai atent la propriile cuvinte, la propria conduită, iar astfel de grijă, astfel de prudență în toate afacerile mici ale vieții, publice și particulare, va dezvolta desigur în astfel de părinte tot mai mult din darurile Spiritului Sfânt,
făcându-l astfel tot mai plăcut Domnului și pregătindu-l și desăvârșindu-l pentru împărăție. Brother Prabhakaran, these matters of mulțumim pentru aceste gânduri. Deci, da, relația între soț și soție și părinți copii sunt esențiale în familia noastră. Ne-ai spus că vom avea lupte, vor fi diferențe între soți și în familie. Dar ne-ai spus că acestea vor fi conduse spre binele nostru și pentru dezvoltarea caracterului nostru. Și acesta e un punct foarte important. Suntem într-un proces de învățare. Dacă suntem credincioși, îndeplinindu-ne obligațiile față de copiii noștri, este un lucru la fel important. Acum l-aș ruga pe fratele Andrei să ne spună și el cum vezi tu dezvoltarea roadelor în relațiile familiilor. Te rugăm, frate Andrei. Family life has a great influence on the development of our character. While we meet with the brethren once or several times a week, we spend almost all of ce ne întâlnim cu frații noștri o dată pe săptămână, petrecem tot timpul nostru, viața noastră în familie. Aici practicăm ceea ce am învățat. Ce suntem în familie e ceea ce suntem cu adevărat. Cum putem chiar spune cum noi suntem, așa este și familia noastră. Trebuie să ne analizăm constant comportamentul nostru și greșelile noastre. Este ușor să cerem iertare de la Dumnezeu, dar este nu atât de ușor să cerem iertare de la membrii familiei noastre. Dacă cerem iertare de la familia noastră, ne arată cât de sinceri noi suntem față de Dumnezeu. Each of us must inculcate a Holy Spirit in the family. Fiecare dintre noi trebuie să aducă Spiritul Sfânt al Domnului în familie. Vom putea face aceasta dacă îl avem, dar și nu vom putea să facem asta dacă doar vorbim despre el și nu căutăm să-l avem. Spiritul Sfânt nu înseamnă doar a propovădui în familie, ci și a-l trăi. Și ne va încuraja, aceste intenții ne vor încuraja ca să ne corectăm și să ne îmbunătățim caracterele. Having met with the family, as we have experienced in our own home, is very helpful not only in understanding the truth, but also in solving many family problems. Because in such meetings, these problems are involuntarily brought up in one form or another, which help us in solving them. Of course, it's difficult to find time. Face studiu în familie, așa cum am văzut, în casa noastră, este foarte de folos nu numai pentru a înțelege adevărul, ci și pentru a rezolva multe probleme familiale. Deoarece, la astfel de întâlniri, aceste probleme sunt ridicate involuntar, într-o formă sau alta, ceea ce ajută la rezolvarea lor. Desigur, este dificil să găsim timp pentru astfel de întâlniri, dar dacă reușim să le avem în mod regulat, cu timpul, toți cei implicați vor fi convinși de beneficiul lor. Viața în familie nu poate fi limitată la treburile zilnice și la câștigarea hranei. Trebuie să avem atitudinea și acel sentiment că interesele lui Dumnezeu
ale adevărului și ale fraților sunt pe primul loc în orice chestiune și în orice situație. Dacă cumpărăm ceva pentru casă, trebuie să ne gândim cum acel lucru poate fi folosit de frați. Și chiar și atunci când construim o casă, nu trebuie să o construim pentru noi înșine, ci pentru Domnul. Uneori construim o casă după dorințele noastre, la care visăm încă din copilărie. Alteori construim o casă pentru copiii noștri, pentru ca ei să se simtă bine. Dar ar trebui să construim o casă pentru Domnul, pentru ca El să fie cu noi în acea casă. Desigur, este un limbaj figurat, dar cred că știți la ce mă refer. Un creștin nu este obligat să înceapă o familie, să întemeieze o familie, să aducă pe lume copii. Dar dacă alege să facă acest lucru, își ia un angajament suplimentar, care devine adesea o mare probă pentru el. Această încercare, la rândul ei, ca oricare alta, ne poate face caracterul mai puternic și mai ferm, sau poate aduce dificultăți cărora nu le putem face față fără Domnul. Dar Domnul poate conduce toate aceste dificultăți spre binele nostru, pentru că El vrea ca noi să fim așa cum ne vede El. Pe această notă optimistă, aș dori să închei răspunsul meu. Brother Andre, you've given us some good food for thought. Frate Andrei, ne-ai dat multe gânduri la care trebuie să medităm. Ne-ai spus că trebuie să practicăm ceea ce am învățat. Trebuie să ne cerem iertare în familie, de la membrii familiei noastre. E un punct foarte important al caracterului acesta, pentru că nici unul din noi nu suntem perfecți și trebuie să recunoaștem acest lucru despre noi și în familia noastră. Apoi ne-ai spus ceva despre adunările în cadrul familiei noastre, studii, întâlniri. Și ai văzut din practică că unele probleme familiare se rezolvă în timpul acestor adunări. Acolo Spiritul Domnului și roadele Spiritului pot fi foarte de folos, rezolvând aceste probleme care apar în familie. Și punctul care l-ai menționat, vreau să mi-l reamintesc mereu, că familia și casa nu e pentru noi, nu e a noastră, ci pentru alții. Să încercăm să punem pe Domnul adevărul și frații în toate chestiunile vieții noastre, în familia noastră, în familia noastră și casa noastră să fie zidită pentru alții. Mulțumim pentru aceste puncte frumoase și interesante. Acum vom încerca să mergem mai departe, să discutăm al treilea punct, moduri practice de cultivare a roadelor în a treia zonă sau domeniu, în adunare, printre frații noștri. De această dată aș vrea să încep fratele Prabhakaran. Deci, ne spui, frate dragă, gândurile tale în legătură cu adunarea. Te rugăm. We would like to say that the ecclesia to which we belong is a great. Am dorit să spunem că adunarea din care facem parte are un rol mai mare în creșterea noastră, harurile spiritului. Dezvoltarea noastră spirituală personală se împletește în mod unic cu experiențele din adunare. Participarea la studii, participarea la alegerea bătrânilor, sprijinirea activităților adunării și slujirea în diferite moduri stimulează creșterea creștină. Partea noastră în încercările și bucuriile celorlalți membri, făcând din nevoile lor o preocupare sinceră și o parte importantă a rugăciunii zilnice, este vitală pentru dezvoltarea creștină. Am dorit să menționăm în mod special părtășia.
Părtășia și adunarea fraților împreună oferă o ocazie minunată de a ne servi unii pe alții și de a ne oferi daruri spirituale unii altora. Citim cu privire la importanța părtășiei în dezvoltarea caracterului din reprintul 4077. Dar noi suntem mai mult sau mai puțin ca niște cărbuni de foc, care dacă sunt separați, vor tinde să se răcească rapid, dar care dacă sunt adunați, vor tinde să crească în căldură întreaga cantitate. Următorul punct este a servi pe ceilalți. Domnul nostru și-a încurajat poporul să caute părtășia unul cu altul pentru a fi împreună în studiul cuvântului său și în rugăciune. Serviciul reciproc și dragostea de frați reflectă dragostea față de Domnul. Matei 25:40. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. 2 Corinteni 9:6. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Prin urmare, o preocupare sinceră pentru bunăstarea spirituală a celorlalți și o hotărâre de a încuraja să fie credincioși chemării lor, reflectă maturitatea noii creaturi. Un alt serviciu este de a ne face partea noastră ca păzitorul fratelui nostru. În Genesa 4:9 citim că suntem păzitorii fraților noștri. A ne face datoria de păzitor al fratelui nostru înseamnă că îl păzim, îl protejăm și ne ocupăm de nevoile lui. De asemenea, aceasta include faptul că îl ascultăm, ne îngrijim și îi împărtășim experiențele zilnice într-un mod lipsit de prejudecăți și cu o atitudine plină de dragoste frățească. Aceasta nu este doar o responsabilitate față de fiecare membru al adunării, ci o ocazie minunată de a ajunge la maturitate ca noi creatori. Următoarea vine îndemnarea reciprocă. Să ne gândim unii la alții ca să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Evrei 10:24. Aceasta înseamnă că trebuie să inspirăm, să încurajăm și să exercităm o influență favorabilă neprihănirii asupra fraților noștri. Trebuie să luăm în considerare sacrificiul celuilalt, imperfecțiunile, particularitățile sau calitățile bune ale fiecăruia. Ar trebui să acordăm tot ajutorul posibil fiecărui frate pe calea îngustă. Aceasta înseamnă că trebuie să fim sensibili la nevoile fraților noștri. Să ne organizăm în așa fel încât să fim de acord în luarea deciziilor și în lucrare. Spiritul nostru de sacrificiu dulce ar trebui să se reflecte în decizii comune de ajutorare a altor adunări și a celor aflați în nevoie din punct de vedere spiritual și pământesc. În ce privește alegerea servitorilor, trebuie făcută cu multă rugăciune și post, cu încredere în voia lui Dumnezeu. Evident, astfel de fapte credincioase și pline de dragoste pentru frați vor avea un efect pozitiv asupra dezvoltării caracterului nostru. Un alt aspect este aprecierea libertății celorlalți. Pe măsură ce progresăm în umblarea noastră creștină, ne recunoaștem eșecurile, slăbiciunile și imperfecțiunile. Acest lucru duce la o apreciere a milei, răbdării Tatălui Ceresc și la pregătirea hainei neprihănirii pentru a ne acoperi slăbiciunile trupești. Ar trebui să lăsăm experiențele noastre să ducă la o apreciere a libertății fraților noștri. Ar trebui să ne dăm seama că fiecare din cei chemați
are dreptul la o umblare personală cu Hristos. Experiențele necesare pentru asigurarea chemării și alegerii fiecăruia sunt unice. Nimeni nu poate înțelege pe deplin încercările și experiențele personale ale fiecărui individ și numai Dumnezeu cunoaște nevoile lor. Prin urmare, libertatea și mila față de ceilalți membri trebuie să prevaleze. Mulțumim pentru că ai organizat așa frumos punctele, privilegiile și modurile prin care exersă, practicăm aceste roade în adunare. În comentariul tău la început, cu privire la participarea și alegerea bătrânilor în adunare, am zis să participa. E important aceasta. Noi nu suntem doar observatori. Noi trebuie să ne luăm un rol activ în adunare și să alegem pe servitorii și liderii noștri. Și acestea se aplică și la celălalt aspect pe care l-ai mintit din părtășia noastră. Noi trebuie să fim parte din acești cărbuni ca să ne încălzim unii pe alții, să ne servim unii pe alții, să fim sinceri și să ne îngrijorăm, să ne îngrijim de binele spiritual al celorlalți frați. Având grijă de slăbiciunile sau particularitățile fraților noștri și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. La fel, trebuie să dăm tot ajutorul fiecărui membru din adunarea noastră și să le respectăm libertățile. Acum aș vrea să-l întreb pe fratele Andrei Laibida să ne dea gândurile sale cu privire la dezvoltarea acestor roade în relațiile și în adunarea noastră. Frate Andrei? Este de mare ajutor să medităm la părțile bune ale fraților. Și noi și frații toți suntem imperfecți. Dar fiecare dintre frați are ceva plăcut Tatălui nostru, pe care poate noi încă nu l-am aflat. Aprecierea trăsăturilor pozitive ale caracterului fraților noștri îi va ridica în ochii noștri. Cunoscându-i mai bine, vom ști dificultățile și încercările lor și lupta lor continuă. Poate că atunci dificultățile și problemele noastre nu ne vor mai părea atât de mari și de neînvins. În adunare trebuie să învățăm să ascultăm. Dorința de a vorbi este lăudabilă, dar trebuie să învățăm mai întâi să ascultăm. Unii frați sunt atât de obișnuiți să vorbească despre orice, încât încep să vorbească chiar înainte de a ști ce vor spune. Ascultarea este un mare avantaj, deoarece pentru a învăța ceva într-o adunare, trebuie să fii în stare să asculți. Pentru ca toți frații și surorile să dezvolte roadele Spiritului, este necesar ca acest Spirit să domnească în adunare. Este necesar să stimulăm în frați dorința de a citi mai mult, de a cerceta, de a studia în profunzime învățăturile Scripturii, pentru a ne cunoaște mai bine caracterul și planurile Tatălui Ceresc. Acest lucru duce la o gândire sfințitoare și la dorința de a-L glorifica și mai mult. Gândiți-vă la discursul Sfântului Pavel despre rolul națiunii lui Israel în planul lui Dumnezeu. Când Pavel a înțeles profunzimea și mărăția acestui plan, a exclamat: „O adâncul bogăției, înțelepciunii și a cunoașterii lui Dumnezeu,
cât de nepătrunse sunt judecățile și căile Lui, căci toate lucrurile sunt de la El, prin El și pentru El. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Ce sentiment dulce este atunci când învățăm tot mai mult și mai profund despre Dumnezeu și planul Său. Avem cele mai bune manuale și lume de studiu scriptural din lume. Avem cele mai bune manuale din lume de studiu scriptural. Nici o carte scrisă de oameni nu se poate compara cu studiile în scripturi, articolele turnului de veghere și altele în ceea ce privește profunzimea învățăturii scripturii și în ceea ce privește stimularea de a fi umplut cu mintea și spiritul Tatălui Ceresc. Nimic nu poate justifica dorința de a ne mulțumi doar cu o cunoaștere de suprafață a adevărului. Diversele teorii și opinii care apar astăzi pentru a îndepărta pe aleșii Domnului de la calea îngustă și de la angajamentul lor vin de la cei care cunosc foarte bine Scriptura și pot cita multe versete pe de rost. Vă amintiți cum adversarul a citat versete din Scriptură pentru a-L îndepărta pe Iisus de la calea aleasă? Prin urmare, a avea sabia Spiritului în teacă nu ne face războinici pricepuți. Trebuie să învățăm cum să o mânuim. Mai mult, cei care părăsesc Babilon pentru a se alătura Domnului caută un studiu și o înțelegere mai bună și mai profundă a Scripturilor decât cele oferite în Babilon. Prin urmare, este datoria și obligația noastră să le oferim hrană pentru a le satisface inimile și mințile înfometate. Așadar, dezvoltarea noastră spirituală depinde de capacitatea noastră de a primi și de a asimila hrana spirituală pentru a împărți cu acei flămânzi. Bineînțeles, este important să cântăm frumos, să gătim delicios, să creăm tot confortul pentru frați. Și noi ar trebui să fim ca Maria și Marta în a pregăti totul împreună pentru Domnul. Dar când Domnul vorbește, nu vorbește ca noi să fim tot ocupați cu alte lucruri și să-L ascultăm în același timp. Aceasta ar însemna lipsă de respect față de El și cuvintele sale. De asemenea, aș vrea să spun cât de important este să fim atenți cu frații și surorile mai în vârstă. Adesea, de-a lungul anilor, ei sunt privați de o astfel de atenție în casele și familiile lor. De multe ori, ei trăiesc singuri, iar adunările, dacă pot participa la unele, sunt pentru ei o ocazie rară de a comunica cu alții. Cu toate acestea, experiența și cunoștințele lor de viață sunt un vast depozit pentru cei care abia fac primii pași nesiguri pe calea îngustă. Ei au rodul dulce și suculent al Spiritului, pe care îl păstrează numai pentru Domnul și pe care îl păstrează nu numai pentru Domnul, ci și pentru oricine are cu adevărat nevoie de El. Amintiți-vă de ei. Acordați-le orice semn de atenție. Beneficiați de cunoștințele și experiența lor cât timp sunt cu noi, ca să nu ne pară rău atunci când ne vor lipsi. Thank you, Brother Andrei. Mulțumim, frate Andrei. Fraților, sunt sigur că vă luați unele notițe din ce zic frații, dar și eu îmi notez aici și mi-am notat despre importanța un aspect foarte important în adunare, că am amintit fratele Andrei. Cum ne-ai amintit să ne încurajăm unii pe alții frații să studiem adânc Scriptura, să ne adâncim în studiere.
stir and stimulate others. Noi putem studia pentru noi personal, dar putem să încurajăm și pe alții. Punctul care l-ai spus despre sabia adevărului și cum să o mânuim este de asemenea o avertizare pe care nu trebuie să o uităm. Și punctele finale despre frații mai în vârstă, să învățăm de la ei, să-i stimăm, să-i respectăm, să-i ajutăm. Ei au mers în fața noastră. Dacă suntem mai tineri și ne amintim de cei mai în vârstă, dacă suntem credincioși, și noi la rândul nostru vom ajunge printre cei bătrâni. Acum aș vrea să-l întreb pe fratele Dan, care sunt gândurile tale cu privire la roadele Spiritului practicate în adunare, te rog. Mulțumesc, frate Jerry. Sympathy and comfort. Brethren, joy is happiness, and we of all people should be the most joyful. And why is that? Because we pe măsură ce copiem exemplul Tatălui nostru ceresc, iubitor, în legătură cu adunarea, vom lua în considerare exemple de practicare și cultivare a bucuriei, simpatiei și mângâierii. Fraților, bucuria este fericire și noi trebuie să fim cei mai bucuroși dintre toți oamenii. De ce? Pentru că noi cunoaștem adevăratul caracter al lui Dumnezeu. Cunoaștem planul său plin de milă de a aduce viață, sănătate, pace și fericire tuturor oamenilor la timpul potrivit. Dar bucuria este un rod atât de greu de păstrat din cauza mediului întunecat și deprimant în care trăim. Ar fi minunat să fim mereu fericiți și să nu ne îngrijorăm niciodată, să ne bucurăm mereu în Domnul, așa cum ne învață Apostolul în Filipeni 4:4. Dar cum facem asta când suntem bolnavi sau când cineva pe care îl iubim este bolnav sau moare? Cum ne păstrăm bucuria? Răspunsul este, avem nevoie de influența compensatoare a adevărului care poate fi găsit doar în poporul Domnului. Evrei 10:24. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Calea de cultivat și de întreținut roada bucuriei este prin părtășia creștină, iar pentru aceasta Dumnezeu ne-a pus la dispoziție adunarea Eclesia. Să ne adunăm și să ne zidim unii pe alții în credința preasfântă. Acesta este mijlocul prin care ne menținem și ne sporim bucuria și prin care respingem întunericul care ne înconjoară. Adunându-ne împreună în urma studiilor și a experiențelor fraților, suntem binecuvântați cu o mai bună înțelegere a adevărului, ceea ce ne sporește bucuria. Dacă, bineînțeles, ne aducem aminte, să ascultăm cum am fost sfătuiți mai devreme. Pe măsură ce mărturisim unii altora despre noile noastre experiențe creștine, suntem atrași împreună în părtășia inimii. Și suntem capabili să înțelegem încercările, durerile, victoriile și nereușitele fraților noștri. Împărtășind atât bucuriile cât și dificultățile noastre, putem să ne bucurăm cu cei ce se bucură și să plângem cu cei ce plâng. Romani 12:15. Apostolul ne spune în Evrei 12:11 că atunci când trecem prin disciplinări și încercări grele în viață, acestea nu sunt un motiv de bucurie, ci sunt dificile și adesea ne întristează sau ne dezamăgesc. Dar el continuă să spună că dacă putem învăța lecții din acestea, atunci putem fi bucuroși după încercări,
pentru că ele ne-au făcut mai puternici prin lecțiile pe care le învățăm. Apoi îi putem ajuta pe alții să treacă prin timpurile lor dificile, simpatizând cu ei și împărtășind cu ei experiențele noastre. Să vă faceți timp pentru a aduce speranță și bucurie altora, care se confruntă cu dificultăți în viața lor. Acest lucru ne va crește bucuria. Învățarea compătimirii față de ceilalți este un motiv foarte bun pentru toate experiențele noastre de bucurie și tristețe din viață. Învățăm să ne compătimim unii pe alții și îi putem ajuta pe ceilalți, bucurându-ne cu cei ce se bucură și mângâindu-i când sunt triști sau îndurerați. Dacă vom cultiva rodul bucuriei în inimile noastre, vom dori să-i ajutăm pe alții să-și transforme lacrimile de tristețe în lacrimi de bucurie. Profetul Isaia ne spune că acest lucru va fi ca și cum le-ar oferi flori în locul durerii lor, ulei de bucurie în locul lacrimilor și o haină de laudă în locul inimii zdrobite. Isaia 61:3. Și fraților, uneori vom avea nevoie noi de ajutor, de mângâiere din partea fraților noștri, pentru a trece peste momentele dificile și triste. Și aceasta va fi și este o binecuvântare de la Domnul. Ar trebui să le permitem altora să ne ajute, pentru că astfel le va crește lor bucuria, așa cum noi ne cultivăm și ne creștem bucuria când îi ajutăm pe alții. În Roman 12:12, Apostolul Pavel ne spune cum putem să ne sporim bucuria atunci când trecem prin experiențe grele în viață. Fraților, bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Cheia pentru o bucurie mărită este să mergem, deci, la Domnul în rugăciune. Ca să primim ajutorul în a învăța, să fim bucuroși chiar și atunci când este dificil și să avem răbdare ca experiența și lecția noastră să fie o binecuvântare pentru noi. Ce înseamnă să ne bucurăm în nădejde? Să ne bucurăm în nădejde înseamnă să avem credința că într-o zi toată boala și tristețea vor fi înlocuite de frumoasa împărăție a lui Dumnezeu, care vine. Atunci suferințele și încercările noastre se vor sfârși. Fraților, adunându-ne împreună pentru a gândi și a vorbi despre această mare speranță, ne vom cultiva și ne vom spori bucuria, simpatia și compătimirea unii pentru alții. După cum a scris fratele Rusel în reprintul 4077, suntem mai mulți sau mai puțini ca niște cărbuni de foc, care, dacă sunt separați, vor tinde să se răcească rapid, dar dacă sunt adunați, vor tinde să crească în fervoare întreaga masă. Așadar, haideți să ne adunăm împreună pentru a studia și a mărturisi despre bunătatea Domnului, să colaborăm în câmpul de seceriș până când lucrarea va fi gata și în acest fel să ne inspirăm unii pe alții la dezvoltarea bucuriei, simpatiei și milei în mai mare măsură. Thank you, Brother Dan. You've told us a lot about joy in the... Mulțumim, frate Dan, ne-ai spus mult despre bucuria în adunare, în relația fraților în adunare. A reflection of the family discussions as well. Și da, cum ai zis, și ca să facem așa și în familie. Deci, ai zis despre a ajuta și de a primi, de a accepta ajutorul. La fel este important. Pentru că uneori suntem cei care primim, uneori sunt cei care dăm. La fel, ai mintit speranța ca să încurajăm bucuria. Ne vom întoarce la... Mai avem câteva minute
Îl voi întreba pe fratele. Pe frații acum, cum practicăm roadele în lume, cei din jurul nostru. Îl rugăm, fratele Andrei. If while in the world we have called ourselves Christians, portând numele de creștini, lumea are cele mai mari pretenții de la noi. Desigur, unii vor râde de noi, unii ne vor considera ciudați sau și mai rău, dar toți cei care îl onorează pe Dumnezeu vor cere să urmăm în totalitate principiile lui Dumnezeu. Ceea ce nu au, aceea așteaptă ei de la noi. Ei vor să ne vadă că suntem cinstiți, decenți, amabili, receptivi, ceea ce ar trebui să fim. Iar dacă nu reușim să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor lor, vom pierde o mare măsură de influență asupra lor. Și ocazia de a le spune ceva din cuvântul lui Dumnezeu despre adevărul care ne umple inima. Desigur, uneori ei pot încerca să se folosească de noi, să ne înșele sau să ne implice în ceva ce nu este plăcut lui Dumnezeu. Dar faptul că suntem creștini, nu numai cu vorba, ci și cu fapta, ne va permite să-L înălțăm pe Dumnezeu și adevărul pe care ei nu-L cunosc încă. Viața poate fi dificilă. Domnul îngăduie circumstanțe pe care noi credem că nu le merităm, dar El are puterea de a schimba totul peste noapte. Diferitele circumstanțe din viață au scopul de a ne arăta cum ne vom comporta într-o situație sau altă, în diferite împrejurări și anturaje. În diferite situații și momente, Domnul ne va pune la încercare, în lipsă și în belșug, în boală și în sănătate, în suferință și în fericire. Tot ceea ce ni se întâmplă este pentru probarea noastră. Și tot ce se întâmplă într-un fel sau altul este observat de alții. Modul în care trecem prin aceste încercări este și rămâne un exemplu pentru alții. Și în același timp arată credința noastră. Prin urmare, prezența noastră în lume este o mare ocazie de a învăța și de a arăta ceea ce noi am învățat. Mulțumesc! Mulțumim, frate Andrei! Da! Adevărul și cuvântul Domnului, să fim un exemplu viu roadelor Spiritului. Fratele Andrei ne-a mintit că noi suntem sub privirile lumii, a tuturor, să trăim adevărul. Frate Dan, ce ne spui tu despre relația noastră cu lumea? Thank you, Brother Jerry. In connection with the world, în legătură cu lumea, vom discuta exemple de practicare și cultivare a iubirii. Nu există niciun rod sau dar mai important decât iubire. Așa cum a spus Apostolul Pavel, fără iubire nu suntem nimic. 1 Corinteni 3:12. Acest cuvânt, iubire, îl descrie pe Dumnezeu și pe Fiul Său iubit, care este chipul persoanei sale, a lui Dumnezeu. Apostolul ne spune cum să practicăm și să cultivăm acest rod atât de important, iubirea, în Galateni 6:6, unde citim: așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți, și mai ales fraților
în credință. A fi o persoană iubitoare înseamnă a dori să-i ajutăm pe alții chiar și atunci când ne este greu, neplăcut și când noi înșine suferim. Înseamnă de asemenea că trebuie să iubim pe cei care poate nu sunt ușor de iubit, fraților. Chiar și pe dușmanii noștri, dacă vrem să iubim și să binecuvântăm lumea în împărăție, trebuie să iubim și să-i binecuvântăm acum, făcându-le bine și dezvoltându-i astfel dragostea asemenea lui Dumnezeu. Iubirea care face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Matei 5:45. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să renunțăm la legământul nostru de sacrificiu, care este principalul nostru obiectiv în responsabilitate și responsabilitate în viață. Nu, noi trebuie să urmăm exemplul lui Iisus, care și-a sacrificat viața pentru a face voia Tatălui, pentru a ne salva de păcat, și ne spune că El a continuat să propovăduiască și astfel, umblând din loc în loc, făcea bine. Fapte 10:38. Iată ce a dat greutate cuvintelor sale. Iată de ce mesajul său a rezonat cu oamenii de rând. Îi păsa sincer că ce a fost atins de slăbiciunile lor. Din cu ei a dezvoltat o mare simpatie pentru necazurile și suferințele lor. Iisus ne-a dat o pildă pentru a învăța cum să trăim și să cultivăm dragostea. Când a spus pilda bunului samaritean în Luca 10:25. Aici aflăm cum este o persoană iubitoare, un bun vecin, cel care se oprește să ajute pe cineva la nevoie, cineva rănit, părăsit, cineva care are nevoie de ajutorul și grija noastră. Poate că este vorba de o pană de cauciuc sau de un ajutor pentru a ridica o sarcină grea. Poate că este vorba de cineva pierdut și confuz. That comes to us in our common experience. Oricare ar fi nevoia, nu trebuie să trecem pe lângă, ca preotul și levitul din pilda noastră. Ajutându-i pe ceilalți, în special pe frați, cu un simplu zâmbet, cu cuvinte frumoase și fapte bune, atunci când avem ocazia, când este nevoie de ajutorul nostru, în experiențele obișnuite ale vieții noastre, vom cultiva dragostea prin ajutorare. 1 Timotei 4:12. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, purtare, dragoste, în credință și în curăție. Fraților, pe măsură ce învățăm de la Iisus și îi copiem exemplul, bunătatea Lui nu numai că va străluci prin noi, dar vom deveni asemenea Lui. Vom crește în roadele și harurile Spiritului Său Sfânt. Atunci când apar ocazii de a face binele, întreabă-te ce ar fi făcut Iisus. Apoi urmează exemplu și iubește-ți aproapele. Ai mare grijă și preocupare și vei cultiva compătimirea și simpatia față de necazurile celorlalți și dorința de a le face bine. Pe măsură ce ajutăm pe alții, îl vom copia pe Domnul Dumnezeu și pe Iisus, aruncând lumina soarelui iubirii asupra celor răi și a celor buni. Fraților, așa cum spune vechiul proverb, practica ne face perfecți. Practicând iubirea, stăruind în ea, iubirea noastră va crește. Dorința pentru împărăție va crește și ea, când vom putea să-i copleșim pe semenii noștri cu binecuvântările care le vor opri gemetele și le vor usca lacrimile. Cea mai mare obligație a noastră față de lume este să mărturisim despre iubirea și bunătățile lui Dumnezeu și a lui Iisus. Cel mai bun mod în care putem face acest lucru este prin viața pe care o trăim și prin bunătatea pe care o manifestăm. John Wesley a exprimat obligația sau misiunea noastră față de lume prin aceste cuvinte. Fă tot binele pe care îl poți, prin toate mijloacele pe care le poți, în toate modurile pe care le poți.
în toate locurile pe care le poți, în toate momentele tuturor oamenilor, atâta timp cât poți. De aceea, dragi frați, să ne desăvârșim dragostea noastră, făcând bine tuturor oamenilor, mai ales celor din casa credinței. Brother Dan, you have told us about... Frate Dan, ne-a spus despre iubire pentru lume, față de lume, nu în starea lor, așa cum sunt ei, fiind o lumină pentru ei. Îți mulțumesc foarte mult. Frate Prabhakaran, cred că ai ultimul comentariu în acest punct, la acest punct, roadele în lume. I will finish it shortly. Amidst the world we are living in, we have many opportunities. În lumea în care trăim, avem multe ocazii de a progresa în dezvoltarea caracterului. Un aspect este că, în calitate de noi creaturi, avem multe de îndeplinit, multe obligații față de cei cu care intrăm în contact. Și fără îndoială, încercarea de a le îndeplini cu credincioșie ne va fi de mare ajutor. Ca noi creaturi ar trebui să fim bucuroși, să recunoaștem pe deplin drepturile și pretențiile pământești ale celorlalți. Deși noi avem propriile noastre drepturi și pretenții de natură pământească, după ce am renunțat la ele pentru cele spirituale, cerești. Citim din volumul 6, pagina 563. Toți oamenii ar trebui să recunoască principiul justiției, al dreptății în procedurile lor unii cu alții. Dar noua creatură, datorită primirii învățăturii speciale asupra acestor principii ale legii divine în școala lui Hristos, trebuie să fie mult mai atentă decât alții în privința exercitării acestor calități în afacerile zilnice. Este cuvenit, este corect ca toți oamenii să se îngrijească de toate lucrurile decente și oneste în ochii semenilor? În mod sigur că este. Și în mod sigur, prin urmare, responsabilitățile noii creaturi în aceste direcții sunt crescute prin poziția sa avansată. Se așteaptă de la alți oameni să fie onești, corect, drepți, onorabili, generoși? De la poporul Domnului se poate aștepta, desigur, să aibă instincte încă mai puternice în toate aceste privințe și să străduiască zilnic să se ridice la norma perfectă în gând, cuvânt și purtare. Ar trebui să ne dăm seama că suntem datori Domnului cu o sumă incalculabilă și, prin urmare, trebuie să avem un sentiment de generozitate față de întreaga omenire, astfel încât să dorim să ne îndeplinim orice obligație. Trebuie să fim sinceri cu toți cu care intrăm în contact. Citim în Romani 12 cu 17. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Iar în Reprint 5.313, când servim un stăpân pământesc, nu trebuie să ne gândim că această slujire intră în conflict cu servirea Tatălui nostru. Trebuie să vedem că am fost învățați să facem lucrul nostru corect. Trebuie să trăim în pace cu ei. Citim acest lucru, Romani 12 cu 8. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Nu este posibil să trăim în pace cu toți și să fim în același timp credincioși principiilor dreptății, dar reprezentanții Domnului trebuie să păstreze în orice mod potrivit interesele păcii. Roman 13:8, să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea. Volumul 6, pagina 569. Noile creaturi sunt sub controlul spiritului chipzuinței. Trebuie să condamne în inima lor astfel de deranjuri mărunte, în așa măsură încât să se asigure, să-și regleze afacerile și dorințele, încât asemenea împrumuturi să fie o chestiune extrem de rară, o chestiune de absolută necesitate, în caz de boală sau un alt caz extrem.
parte din hotărârea tuturor Sfinților Domnului ar trebui să fie aceea de a deranja pe alți oameni cât se poate de puțin. Nu ar trebui să le răpim timpul prietenilor noștri lumești. Citim volumul 6, 569. Poporul consacrat al Domnului din noua creație nu trebuie să fie niciodată intruși, să se asigure că au o invitație clară și sunt bineveniți înainte de a accepta ospitalitatea pentru o masă sau pentru o noapte. Mulțumesc pentru parte. Vreau să vă mulțumesc pentru reamintire. Honorable, generous towards all mankind. Try to live peaceably with them. And these good reminders, I want to thank each of the brethren for. Vă mulțumesc pentru toți frații pentru participare la discuția aceasta. There are so many points that have been extremely helpful. Foarte multe puncte care să sunt de ajutor și de folos pentru noi.